Când l-a luat, l-a luat. Activitatea de salvare în subteran implică mai multe tehnici specifice, printre care transportarea tărgii pe tiroliană, pe târâșuri, în zone mai înguste și așa mai departe. Institutul Național din Păstra Gălăsân și Păstra Vadecrișului. Este cea mai importantă acțiune salvatorie pe anul 2017. Ne-am adunat 60 de salvatori teologi, învățiți în două echipe, în două posturi. Echipa mai mare merge la Păstra Gălăsân și o parte din salvatori din Păstra Vadecrișului. Este o peșteră turistică, vom scoate carga pe un kilometru lungime, aproximativ. Peștera Olera Bucuș este o peșteră turistică, elaborată cu scări metalice. Este iluminată, dar din loc în loc, peșteri se poate alineca, deci un turist poate avea un lumină neplăcut. Ca afară, noi ne pregătim pentru a evacua respectiva perechii turistică. Cum a venit asociat în Institutul Național de Salvare, în peștera de la Gălăsân, în Bihor, unde au participat 40 de salvatori, formați în mai multe echipe de salvare, echipe de tehnice și echipe de flotă de comunicare. Existența este reacționat foarte bine în 5 ore, fiind efectiv de evacuarea victimelor pe targă, pe de 2 ore. S-a simulat transportarea unei accidentate pe targă din fundul peșterii până la intrare, iar datorită faptului că există pasaje denivelate, echipate cu scări și așa mai departe, au fost necesare echiparea cu corzi și tiroliene acestui pasaj. Salvatorul România are rolul de a coordona și acțiunea de salvare din România din peșteri. Anual avem un calendar cu exercițiul salvatorului. Echipele salvatorului își desenă organizează propozitul exercițiile și salvările. La salvatorul are de a coordona aceste echipe. Sunt pasaje pe verticale, pe verticale, pasaje înguste, pasaje care tavanul se aplasă la un metru distanță de sol. Trebuie echipă numeroasă pentru a evacua victima în condiții de siguranță. Infrastructura asta sunt galeriile sunt foarte strânse, foarte grea accesibile, foarte greu de tras targa, sunt galerii cu noroi, apă, galerii înguste. Nu mai vreau particulă din toate că activitatea speologică, spre deosebirea de activitatea montaniartă, prezintă un risc datorită faptului că pentru a putea transporta un eventual accidentat, practic speologii, salvatori, trebuie să ajungă la acel accidentat și să-l transporte prin peșteră, pe aceeași cale pe care a venit, spre deosebire de transportul în cazul unui accident montan, unde se poate solicita un elicopter sau un alt mijloc de transport pentru acesta. Echipele de Salvaspeo, ale Salvaspeo România, trebuie să exerseze transportarea în siguranță a eventualilor accidentați prin diverse peșteri, inclusiv prin peșteri amenajate turistic. Principalul pericol pentru un speolog accidentat este hipotermia, respectiv scăderea temperaturii interne a organismului, datorat temperaturii scăzute din peșteră, care în general este egală cu temperatura mediană anuală a locului unde se află peștera, în Munții Apuseni, în jur de 6,5-7-8 grade maxim.